Bun găsit! Când se împlinește un sfert de secol de când fiecare cadru filmat și fiecare generic pleacă în eter pentru a ajunge la cei care se bazează pe același prieten, indiferent de zi, parcă simțim că sărbătoarea este mai însemnată decât altele. 25 de ani de TVR Iași înseamnă o bucurie a noastră, a celor care am semnat în dreptul poveștilor ce străbat Moldova și țara, dar și un album de amintiri în care am adăugat autografele unor artiști și oameni care au creat istoria, cultura, arta prin noi viziuni. Să nu lipsiți de la aceste întâlniri, pentru că e o aniversare care vă aparține, dragi telespectatori. Până acum am avut invitați oameni ai scenei, oameni ai spectacolului, într-un fel sau altul. Astăzi pășim împreună în lumea cuvintelor, a cărților, a literaturii, alături de unul dintre cei mai iubiți scriitori ai momentului, Dan Lungu. Violeta Gorgos, regizorul artistic TVR Iași, este cea care îi dă binețe, mai ales că împreună au realizat niște filmări speciale despre care vă reamintim în emisiunea de astăzi. Dani, bine ai venit la noi. De obicei ne fixăm întâlniri în alte spații, dar pentru că este vorba de aniversarea noastră, iată că evenimentele se întâmplă aici la TVR Iași. Înainte de a ajunge în studio, o să-ți fac o declarație, o să spun de ce sunt mai mult eu fanul tău, poate, decât alții. În primul rând, hai să te conduc spre studio, un prim argument ar fi de ordine sentimental, că pe băiatul vostru îl cheamă Filip, așa cum îl cheamă bunelul meu. Acum aflu. În al doilea rând, poate de nivel lingvistic, că șiul tău de la Botoșani este aproape ca șiul meu din Basarabia. Și cel mai mare drag și cel mai mare respect ar fi, pornind poate de la profesionalismul tău, atunci când te-am invitat să filmăm Tizicu, sau ne-ai invitat tu pe noi, nu știu care și cu ai făcut invitația, ai coborât din saloanele tale literare, ai venit din străinătățuri cu cărțile tale traduse în mai multe limbi și ți-ai băgat mâinile în balegă ca să facem acest filmuleț. Să știi că nu toată lumea are capacitatea asta să se plieze pe subiectele care noi vrem să fie cât mai adevărate și faptul că tu atunci ai făcut pe bune parte din echipa noastră mă face să te mai îndrăgesc o dată în plus. Mai mult poate decât ceilalți, decât cititorii tăi. Și acum să te duc în studio, acolo unde te așteaptă Laura și unde veți vorbi despre tot ce înseamnă TVR Iași pentru tine. Eu ți-am spus ce înseamnă Dan Lungu pentru mine. Colaborarea cu Tizicu a fost așa foarte, o trezit emoții foarte puternice în mine și când am băgat așa mâinile în balega din care se face Tizicu, efectiv mi-am lăsat aminte de copilărie când mergeam la bunici și vrând nevrând îmi plăcea, nu-mi plăcea, din când în când mai făceam Tizicu ei acolo, da? Și atunci mi-am amintit ce înseamnă să faci Tizic. Și de asemenea am amintiri foarte frumoase despre călătoria în Basarabia pe care am făcut-o și dialogul am și uitat de Sărbate Baștă voi. Cu Ștefan, cu părintele Savatie, da, a fost tot așa un moment emoționant. Da. Cu... Ține de da. Copilăria pe ta, de tinerețea. Pe care nu mai văzusem de ani buni, de ani buni. Dar care a fost la Filip, acum 2 ani. Da. Așa că lucrurile se leagă cumva. Iar cel mai frumos este că acești doi băieți care îmi spune să mergem în stânga, în dreapta, unul a fost cu noi la Savatie Baștovoi și altul a filmat Tizicu. Hai, ești binevenit în studio. Mulțumesc frumos. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De-a lungul timpului, de-a lungul acestor 25 de ani pe care TVR Iași îi împlinește, Dan Lungu a fost alături de echipa noastră, alături de oamenii de aici și în calitate de sociolog, și în calitate de scriitor, în calitate de părinte, de ce nu, în calitate de personaj al unor emisiuni pe care le-ați filmat aici împreună cu colegii mei, în calitate de invitat, de om care știe să povestească despre curentul vremurilor. Ce a însemnat în timp alăturarea aceasta cu TVR Iași? Noi îndrăznim să-i spunem prietenie, dumneavoastră? E o relație lungă cu TVR Iași și foarte, foarte caldă și foarte prietenă. Eu mi-aduc aminte efectiv de când eram student de TVR Iași care venea la evenimentele literare la care participam și eu și efectiv am crescut într-un fel în preajma TVR Iași, pentru că după aceea, ca scriitor, efectiv, toate, cum să spun, cu reușitele mele, să le zic așa, s-au reflectat și
prin participările sau emisiunile la TVR Iași. Arhiva noastră deține foarte multe momente frumoase. Sunteți pregătiți să urmărim împreună minute? Ne spuneți după aceea despre ce a fost vorba, da? Ne uităm aici. Crescusem puțin și pășeam pudul că făcusem dragoste. Priveam lumea de undeva de sus, de pe o cutie înaltă de gunoi și scuipam șmecherește să văd încotro îl duce vântul. Ceva în viața mea se schimbase, eram mai parșiv, mai brutal, mai bărbat. Simțisem din plin gustul răutății, piciorului praștie în fund urlând, mai cu vână, nătărăule! Dincolo de toată umilința eram fericit. Puteam vorbi de femei, puteam râde cu toată gura la obscenități, cunoșteam secretul vieții. Nu mă interesa cu cine împărțisem acea cunoaștere. Ea era obișnuită, blazată, flegmatică. Eu emoționat și tremuram puțin, de aceea poate fusesem atât de mândru că îmi învisesem propria slăbiciune. Înghițisem cu curaj nodul din gât. Începusem să putrezesc ca toți ceilalți, să miros a viața adevărată. Și toată lumea părea îngenunchiată la picioarele mele. Știam că există altfel. Îmi venea să-mi scot pălăria în fața mea. Crescusem în mine un altul, mai pur, care se scutura din mine cel din afară, ca de o crustă de balegă. Am simțit un val de nebunie care îmi ridica mizeria în gât. Toate buboaiele deveniseră răni vii. O întâmplare m-a adus în pragul disperării. După care viața mea s-a socotit după altă măsură. Ați simțit de-a lungul timpului că din vreme în vreme crește un altul în interiorul dumneavoastră pentru a face față noilor provocări ce vin, ce au venit de la viață, de la literatură, de la... Nu simți lucrurile astea pe loc. Doar rememorând îți dai seama că te-ai transformat și că unii transformări sunt mai puternice, altele. Dar nu cred că îți dai seama în momentul în care efectiv se întâmplă. Deci uitându-mă înapoi, acum văd diferite perioade ale vieții mele. Dar era asta acolo... nu știu de unde e, efectiv. Nu vă amintiți? Nu mai amintesc. E clar în 99, pentru că atunci au apărut cartea. Așa. E volumul meu de debut în proză, că mai am un volum de debut în poezie în 96, Muchi, ăsta e Chetala Flegmă, e volumul în proză. E perioada Clubului 8, care a început în 96 și e o carte pe care, această primă carte, am scos-o pe banii mei, la editura Utopos, care era între gruparea Utopos și Club 8. E o carte care, nu vine, la care țin foarte mult, practic, romanele mele și au rădăcinile în această carte. O carte pe care n-am avut unde să o lansez în oraș, din pricina scandalul în care ne angajasem cu Club 8 și din pricina titlului și din pricina stilului și mai departe. V-ați gândit vreo clipă să renunțați la titlu? Nu. Singura instituție care ne-a găzuit până la urmă, n-o să vă vin, a fost Institutul Cultural Francez. Acolo am reușit să facem lansarea. Singurul loc unde ne-a primit să facem efectiv lansarea cărții. Așadar, Cheta la Flegmă a apărut în 1999, debutul în proză, da, al lui Dan Lungu. Și spuneam despre acest rând pe care l-ați scris acolo, că crește câte un altul, da, din timp în timp în fiecare dintre noi. Aveați așa o aliură de om care vede în timp, nu? Acum vă dați seama că era ceva... Eram foarte... Asta e o proză, dacă nu mă înșel, scrisă prin clasa 11 sau 12. Nu mă amintesc exact. E o proză cu care eu am luat un premiu foarte important. Se făceau niște tabere naționale de literatură, unde erau invitați ca trainer, ca profesor, cum se numeau, atunci, că era înainte de 89, scritori importanți, cum ar fi Mircea Nedelciu, Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Bogdan Ghiu, care erau și ei tineri, aveau 30 de ani, dar aveau gust, aveau un alt stil. Ei, la una din taberele astea, la care participau liceeni din toată țara, niște tabere destul de mari de creație, am luat într-un an marele premiu. De obicei, marele premiu s-au luat la poezie, că erau mai mulți poeți acolo. Eu l-am luat cu proza asta, am luat marele premiu, cred că era la Cluj, și mă leagă foarte multe de proza asta.
După ce am introdus-o în volum și volumul am publicat târziu, deci ai scris cam cu 10 ani înainte de a apărea, de a apărea cartea. Și asta spuneam că în liceu eram așa mai filozof prin clasa 11-12 și eram foarte concentrat cu, pe problema asta, focalizat pe problema timpului, a trecerii, a devenirii ființei, ce se întâmplă cu noi oamenii. Acum mai aveți timp să vă gândiți la timp? mai am timp să mai rememorez din când în când și practic de la prospectiv așa devin mai degrabă retrospectiv. Și îmi dau seama de... Dar cred că nu ține mult, nu? Aveți prea multă treabă de făcut ca să rememorați prea mult și să vă uitați în spate. Cred că e momentul la care trebuie să faci. Dumneavoastră doar înainte. Acum, da, trebuie să faci, trebuie să ai proiecte. Și dacă atunci când am liceu, după aceea proiecte erau, mă priveau mai degrabă pe mine. Acum, de când am început cu Club 8, de 96, proiectele sunt pentru grup, pentru ceilalți. Am și proiecte individuale în același timp, evident. Dar îmi dau seama... sau vrând am alunecat în asta, nu că am făcut-o la modul programatic și rațional, dar am început să gândesc și să intru vrând nevrând în proiecte comune și proiecte pentru ceilalți și au început să-mi iasă și din ce în ce mai mult am intrat în aceste proiecte. A contat mediul în care s-a format Dan Lungu pentru ceea ce avea să facă? Perioada în care a debutat ca scriitor sau perioada liceului în care probabil ați fost încurajat, ați avut un profesor sau un om care a fost alături de cuvintele dumneavoastră, de deci perioada, foile scrise? Perioada din liceului, perioada dinainte de 89 era foarte propice cititului, în primul rând. Da. Deci era efectiv 2 ore de televiziune, spectacole de teatru destul de rare, venim de la Botoșani. Erau spectacole de teatru foarte bune, dar nu erau dese ca în marile orașe sau ca acum în alte orașe. Și mergeați? Mergeam la teatru, mergeați. Da. Am fost un pasionat de teatru de mic, mai mult chiar decât de film. Și acum merg la toate premierele la teatru. Și atunci, pentru formarea culturală, a fost o perioadă extraordinară pentru mine liceu și prin anturaj și prin atmosfera generală, cumva concentrată pe cultură, vrând nevrând, și printr-un mare profesor pe care l-am avut, scriitor la rândul lui, domnul Dumitru Țiganiuc, și care m-a încurajat foarte mult. După aceea, anii debutului n-au fost propicii debutului. După 90 a fost debandată total în lumea literară, cu destructurarea editurilor, a comunicării, a circulației cărților între diferite zone ale țării. Efectiv, anii 90 au fost într-un fel dezastruoși pentru carte. Sunt anii în care am debutat, vrând nevrând, și cum spuneam, volumul de proză l-am scos pe banii mei, la o editură încropită ad hoc cu colegi de generație, dar a fost o perioadă foarte frumoasă în care noi ne-am forjat identitatea culturală împreună cu cei din Club 8. Exact, la asta mă gândeam. Da. Probabil v-ați călit, cum se spune, da, în acea perioadă. Și am învățat foarte mult. Totul era potrivnic, nu? Și cu toate acestea ați ieșit învingător cu cartea în mână, nu? Da, și mai mult decât atâta, pentru formarea mea a fost foarte important. Eu, cum am așa un talent de a fi antisistem și ceva în genă, mi-a prins foarte bine Club 8, care era un club rebel și care a făcut mult scandal atunci, cu Ovidiu Nimigean, Radu Andriescu, Horațiu de Cuble, Constantina Cosmei. Și în fine, cuplat... Ce a însemnat? Aveați o busolă înainte de Club 8 sau ați primit-o după ce ați intrat în Club 8? Aveam în primul rând un gust care era format și care m-a ghidat destul de corect în ce citeam și ce scriam. Dar Club 8 pentru mine a însemnat și o maturizare artistică și socială după aceea, pentru că am avut de la cine să învăț. A fost un schimb lucruri între toți cei care erau acolo, nu? Schimb. Mai mult eu am învățat de la ei decât ei la mine, cred. Am ținut întâlniri publice și la Institutul Francez, și la Biblioteca de la Liceul Național, și pe la baruri, și acasă la Radu Andriescu, și acasă la mine, și așa mai departe. Și acasă la dumneavoastră, vreți să știți cum era? Vreți? Da, dacă hai să vedem. Da? Cum arăta o zi din asta în care apartamentul vostru se transforma în editură sau în club? Povestește. Ziua începea de dimineață cu foarte multă tevatură, cu gătit, cu cumpăratul apei minerale și altor lichide. Singurul lucru care îmi dădea energie să fac toate lucrurile astea erau discuțiile de seară, care întotdeauna erau foarte interesante
Și am depășit chiar și aversiunea mea pentru fumul de țigar, pentru a sta alături de, de prieteni și să putem discuta lucruri care ne interesau pe toți. Până acum, spunem, vreo 3-4 ani, primul lector a ceea ce scriam era Dana. Cred foarte mult în talentul lui, chiar dacă pe el îl deranjează exigențele mele, uneori absurde, poate, dar... Ce îi reproșez? Sunt foarte critică pe text, pe modul cum se exprimă, pe modul cum poate fi putut să spună mai bine, dar respectul reciproc pentru ceea ce facem ne face să depășim momentele mai tensionate. A schimbat vreun text de dragul tău? Nu, niciodată. Și nici de atunci? Încoace? N-ați schimbat vreun text? Nu, nu, scriu, nu. E, sau vi s-a întâmplat să vă raportați și la părerea celor din casă? Acum aveți și copii mai mari, Ilinca cel puțin, fiica dumneavoastră, este suficient de mare încât să vă citească volumele, să le comenteze, nu? Cum se întâmplă discuția în familie legat de scriitorul Dan Lungu? Nu? Nu, despre scriitorul, dar nu. Dan Lungu acasă e tata și atât? Cam așa. Atunci când scriu și nu discut cu nimeni despre ceea ce scriu, nu numai cu familie, nu discut cu nimeni, iar după aceea e un întreg proces de transformare a ceea ce am scris, dar nu, în familie nu prea discutăm literatura pe care o fac, sau proiectele mele literare, și nici doar cu o mână de prieteni mai discut pe chestiunea asta. E o filmare, un fragment dintr-o filmare realizată de Cristina Hermeziu cu ani în urmă, prin 99, probabil, sau 2000. A fost TVR Iași în casa lui Dan Lungu, că vreau să ajung aici. Astăzi ați venit dumneavoastră la noi acasă. Ca de multe alte dăți, de fapt. Dar și noi am intrat, v-am pășit pragul. Și e cea care a fost mai înainte? Filmarea de mai înainte? Da. Da? Cam așa, cam 2000, 2001, 2002, poate. Da, cam așa. Mai avem însă tot de atunci un mic fragment care cred că s-ar putea să fie și mai pe placul dumneavoastră. Da? Ne uităm. Încet, încet, viermele roade imaginea mărului din oglindă. Cine se joacă mai tare cu tine și mai frumos, mama sau tata? Tata, ce ia cu mine? Tata? De ce vă jucați? Mișcăm cu un balon, tocmai n-am balon. Să povești cine îți spune? Mama. Pe mine mă fascinează prin modul cum știi să-și legitimeze orice acțiune. Să o facă, cum să zic, să o facă legitimă, să aibă dreptul să o facă, de pildă. Era destul de mică și îmi cam șifona cărțile mele de sociologie în căutarea unor fotografii adesea sau numai în joacă. Și atunci am încercat să impun o regulă. Ilinca, te rog frumos, nu te mai atingi de cărțile mele de sociologie, uite în cărțile tale pentru copii. Bine, tate, dar eu de unde știu care să le ai pentru copii și care să le ai pentru mine? Păi simplu, alea pentru copii au fotografii, celelalte nu au fotografii. Și vin într-o altă zi și o găsesc pe Ilinca răsfăind un tratat de sociologie a lui Budou, care nu are nicio fotografie. Și zic, Ilinca, ce faci? Aia e cartea mea. Păi, n-ai spus că alea cu fotografii sunt cărți pentru copii? Ba da, dar aia nu are nicio fotografie. Cum n-are, tate? Și încep să răsfăiască, luase fotografii din albumul nostru de familie și le împărase cartea cu ele. Și uite, tate, care e fotografie înăuntru? De acolo de sus se vede spaima, căci dincolo, dincolo de colț, luna plutește ca un pește cu burta în sus. Se înserează, se face noapte și în poem. Și pentru prima dată, colțul casei stă înăuntru la oaltă cu mine. Ce fel de tânăr a ajuns Ilinca? La fel de, nu știu, răzvrătit și împotriva sistemului cum cam e tatăl său. Da. S-a propriet. Dădea de mică semne că nu acceptă regulile impuse, nu? Așa e, da. Ilinca
Deci eu am făcut în septembrie 18 ani, deci aici cred că avea, știu, 5-6 ani, așa? Termină clasa 12-a, e pasionată de design vestimentar, sunt scris deja la mai multe universități din Anglia și au fost acceptate la două dintre ele pentru design vestimentar. O să vedem ce se întâmplă mai departe. Deci, îi răzvrătesc prin faptul că vrea să plece de acasă, nu vrea să, vrea să plece din Iași, vrea să plece din țară, vrea să descopere lumea. Nu este frică de necunoscut. No, aici o vedem. Într-o, a fost invitată într-o emisiune Est Meridian, alături de colega mea Carmen Târnoveanu, și explica foarte nonșalant cum pe ea nu interesează hainele atât de mult și nu îi se pare că ar trebui acordată o importanță atât de mare. Și acum design vestimentar. Și acum designul vestimentar este cel care o pasionează. Între timp s-a completat familia dumneavoastră și cu un mic pitic, nu? Da, da. Filip. Filip. Care și Filip ce face? Pleacă Ilinca, dar Filip rămâne și umple golul acesta, e cu siguranță un gol când pleacă un copil de acasă. Da. Încă n-ați exersat, dar veți exersa. Filip are 8 ani și el, parcă e ceva mai calin decât Ilinca și mai lipicios într-un fel, dar e la fel de proaspăt și de spontan și de... Dar minteri, eu am urmărit foarte aproape cariera copiilor mei, dezvoltarea lor, și m-a inspirat în fond și cel mai recent roman al meu cu fetița care jucă de Dumnezeu, ca spirit, ca spontanitate de acolo, din întâmplările lor. Și cum făceați? Da. Erați atent din punctul de vedere al scriitorului, al tatălui, al sociologului? În primul rând al tatălui, nu? Și al scriitorului eram atent foarte la limbaj, la viziune, modul cum vede un lucru, modul cum relatează o întâmplare, cum vedem împreună aceeași scenă. Sigur, da? Scenă. Eu aș povesti într-un fel, Filip sau Ilinca ar povesti cu totul altfel. Adică asta e fascinant pentru un scriitor să urmărească asta. Și cum spunea, Filip e foarte proaspăt. De pildă, sunt câteva întâmplări fabuloase cu el. Una dintre ele ni grăbeam, îl trăgeam pe mână, mergeam pe Independență, îl trăgeam de mână, trebuia să urcăm copoul. Treceam prin fața Universității de Medicină și acolo e acea flacără care are continuu. Da? Și el, tate, ce aia? Lasă-mă, hai să mergem greu. Nu, zi-mi ce aia. Și mă trăgea de mână înapoi. Băi, flacăra memoriei. Cum am memorii? Da, să ne amintim de strămoșii noștri, de eroi neamului, da? De cutare. Chiar așa, stai un pic. Grăbit. Exasperat și grăbit, stau un pic, el stă să concentrează, uite la flacăra aia cu ochii așa mici și spune, tate, dar eu mă uit, dar și nu mai amintesc nimic. și lucrurile acestea rămân întipărite în memoria dumneavoastră. Da, le ții minte. Deci acum când vă uitați la flacără, vă amintiți moment. Poți să-ți uiți, nu-ți amintești nimic dacă nu-i Filip v-a dat însă un motiv să vă amintiți de ceva când treceți pe acolo, nu? Da. Aveți o memorie foarte bună care reușește să cuprindă tot și să aducă sau să accesați în momentul în care aveți nevoie de ceva exact? Nu. E o memorie foarte selectivă. E o memorie, țin minte efectiv lucrurile care mă interesează și care se leagă de proiectele mele, de ceea ce fac. Și am o bună obicei să-mi și notez foarte mult. Țin un fel de jurnal de creație, e un jurnal de autor, e jurnal de scriitor. Nici măcar nu notez ziua în care îmi pun rândurile acolo. Și îmi notez tot felul de lucruri, printre care și cele legate de copilăria copilor mei sunt notate acolo, pentru că întotdeauna am avut în minte, nu neapărat să urmăresc biografia lor, cât ideea de a scrie un roman în care personajul principal și viziunea să fie a unui copil. Și atunci când am întâlnit întâmplări ale copilului meu sau din altă parte care serveau proiectului meu, atunci le notam. Și am multe notații, dar nu numai pe asta, pe diferite proiecte de ale mele
Și ați fost și foarte generos și parte dintre cei care vă cunosc și de pe rețelele de socializare sunt la curent cu anumite povestioare de ale lui Filip. Și avem aici, dacă vă amintiți, vă amintiți acest moment? Sigur. Anul ăsta când facem filitul, mai punem corturi aici în față, întreabă Filip. Am ieșit seara la plimbare cu el. Așa, ce s-a întâmplat? Era foarte serios, așa foarte gospodăros, așa se oprește, era în privața Palatului Culturii, acolo unde punem noi... sistemul de corturi, de pavilioane. Și pune așa o mână în jos și spune, tata, ce facem asta? Când facem filitul, mai punem corturi sau nu mai punem? Că anul trecut n-au fost. Și ce a răspuns Dan Lungă? Dacă îl facem, trebuie să ne punem. Da, împreună, adică împreună facem filitul, împreună punem corturi, avem o treabă de rezolvat. Da. Ilinca a fost voluntar Filip și probabil va mai fi. Cu siguranță îl veți avea și pe Filip, alături de Filip în felul acesta, nu? Da, Filip a fost și anul trecut, și acum 2 ani. M-a ajutat că la un moment dat o crea niște scaune, era pe acolo implicat. Foarte, foarte atent. Și încă un moment, vă amintiți, ne puteți povesti când s-a plecat la Istanbul? Da. El s-a arătat Istanbul, foarte interesat de ce se de plecarea dumneavoastră. Da, interesant că plec la Istanbul, mă gândesc că spune ceva de oraș. Da. Că au auzit de sultan, de... Și că ce frumos că pleacă tata acolo. Da. Și când acolo? Că e singurul cuvânt care îl pot spune pe el înainte de P sau B, da. Foarte filologică până la urmă gluma. Și mai are una foarte simpatică. Așa. Mai are una foarte simpatică. Ne-am căutat mult, dar Dan Lungu postează foarte mult pe rețelele socializare și s-au mai pierdut în timp. Da, că spunea... Dar le-am găsit pe acestea și ne-am amuzat și noi și ne-a făcut plăcere. Odată întreabă, cu tate, cum se zice corect? Satan sau Satana? Nu știu, cred că am adăugat corect. Păi nu se poate, ori fetiți, ori băieții. Asta e... Este probabil o lume în care atunci când ajungi adult nu te poți întoarce decât așa luat de mână de un copil și corect, e un bun ghid pentru rememorare, pentru că de fapt în carte nu pui întâmplările ca atare, ci un spirit. Exact. Un spirit, un mod de a vedea lucrurile și un imbol de a rememora, păi, foarte mult, de fapt, din copilul care ai fost tu cândva. Dar calea spre acea rememorare sunt mici întâmplări de genul ăsta. Spuneați undeva că faceți parte din generația Balama. Da, corect. Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră și cum v-a format, cum v-a influențat în timp? Da, e o generație ciudată. Bine, fiecare generație și ciudată. Și de ce Balama? Să le explicăm și telespectatorilor ce înseamnă. Eu am crezut că e o generație Balama, pentru că asta o spuneam acum vreo 5 ani, cred. Și mi-am dat seama în momentul în care am publicat Sunt o babă comunistă. Da, încă mai am dreptate. Și atunci eu spuneam că, uite, am aproape 40 de ani și am trăit 20 de ani în comunism și 20 de ani după comunism. Am o experiență semnificativă în comunism, totuși la 20 de ani știi destule lucruri. Și încă 20 de ani în capitalism cunosc într-un fel, în mod egal, cele două sisteme. Și atunci pot comunica și eu și generația din care fac parte în egală măsură cu cei mai în vârstă, care și-au petrecut cea mai mare parte a vieții în comunism, dar și cu cei foarte tineri care s-au născut în capitalism, s-au născut în 90 sau la sfârșitul anilor 80 și care și-au trăit până la urmă viața de până atunci în capitalism. Mi-am dat seama de acest lucru în momentul în care am scris Sunt o babă comunistă, pentru că e o carte ciudată, din punctul ăsta de vedere. E o carte ciudată, e o carte înțeleasă într-un fel de persoane în vârstă și înțeleasă într-alt fel de cei tineri, dar o iubesc și cei în vârstă și cei tineri din motive diferite. Se poate și râde, se poate și plânge, nu? Da, și pentru unii e amuzantă, pentru unii e nostalgică și e ciudată că funcționează în două regimuri foarte diferite, pentru două generații foarte diferite. Și asta mi-am dat seama la întâlnirile cu publicul. Când mă întâlnesc cu cei în vârstă, am un anumit timp de discuții pe carte, când mă întâlnesc cu cei tineri, am alte discuții. Cartea e aceeași. Discutăm lucruri diferite, care sunt văzute în mod diferit. Cam între 95 și 2005 am avut vreo 10 ani cât a fost obsedat de povestea asta a comunismului. De ce anume? Ați avut un moment care v-a marcat și nu puteați să scăpați de perioada? Nu reușeam să înțeleg efectiv ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în continuare. Și căutam tot timpul să înțeleg, aflam lucruri noi despre lumea pe care eu credeam că o cunosc,
că am trăit până la... Dar una e să trăiești până la 20 de ani, încă ești licean, și alta e să trăiești într-un sistem totalitar, să fii angajat, să trebuiască să câștigi bani, să trebuiască să crești copii și așa mai departe. Eu am cunoscut regimul, dar până la 20 de ani îl cunoști numai într-un anumit fel, fără să te implici până la urmă în articulațiile vieții cotidiene la modul cel mai concret. Și atunci eu încercam să înțeleg ce îmi lipsea din să ajung la acele experiențe, să le pricep, pe care eu nu le-am trăit în comunism. Și am avut aproape 10 ani când tot ce făceam era legat de comunism. O piesă de teatru, două romane, o lucrare de doctorat, foarte, foarte multe lucruri legate de comunism. Și când după 2005, punct am pus efectiv în momentul în care m-am apucat să scriu Cum să uiți o femeie, am zis, ăsta e un roman prin care vreau să mă despart de comunism, vreau să scriu un roman de dragoste. Nu el chiar de dragoste, dar în fine, pe aproape. Putem să-i spunem că undeva, într-un dedesubt sau într-un subliminal, de fapt titlul e Cum să uiți comunismul? Nu m-am gândit, dar probabil că da. Cum să uiți comunismul, da. Nu? Da. Într-un fel, ăsta a fost un fel de pareu. Vreau să scriu ceva care nu are nicio legătură cu comunismul. Acum, recitind cartea, și acolo am mai găsit lucruri legate de comunism. Vrând, le-am scăpat și nici le-am scăpat, seama, nu? Da, fără să vreau, că intenția mea a fost să nu scriu nimic despre comunism. Dar uite că s-o insinuat, dar mult mai puțin decât în celelalte romane. Sunt o babă comunistă a fost și film, adică este în continuare, da, și film. Și știu că ați fost împreună cu tatăl dumneavoastră în sala de cinematograf. Cum a reacționat el? De citit, citise cartea? Da. Și când a văzut și filmul? Am fost cam amândoi la cinema. La cinematograf. Da, e interesant că s-a făcut o lansare la cinemaul copilăriei mele, până la urmă, că era cinematograful din Botoșani. Și că a făcut o lansare pe undeva pe 21 august, dacă nu mă înșel, că pe 23 urma lansarea mare de la București. 23 august, nu întâmplător aleasă data. Sigur. Mama a fost genul care urmărea să vadă în film ce se întâmplă în carte. Adică citise cartea și stătea cu sufletul la gură să vadă... Și a fost destul de... Dezamăgită, că nu-i... Filmul nu era cartea băiatului ei, adică să ne înțelegem, că ea știe cartea, știa scenile și n-au prins aia tot în film ce a scris băiatul ei în carte și era destul de... Și așa spune, măi, mamă, da, nu se potrivește. Da. Nu-i tot acolo, nu... Subînțelegându-se că cartea e mult mai bună decât filmul. Evident. Că era al băiatului. Evident. Da. Dar ce au spus apropiații, ce au spus cunoscuții, ce au spus colegii de breaslă despre film? E un film bun, e un film care păstrează spiritul cărții, e un film care se îndepărtează de carte, dar fără să o rupă cu filonul central al cărții. Și cum glumeam cu Steregulea, e volumul 2 al cărții, că practic filmul începe în momentul în care se termină, temporal vorbind, da, când se termină acțiunea din carte, temporal începe filmul, pentru că se referă la criză, temă care n-apare în carte, că încă nu ne aflam în perioada de criză, România nu se afla în perioada de criză. E un film complementar cu cartea, care păstrează spiritul central, e un film care stă în picioare și cu care și acum mai călătoresc foarte mult în străinătate. De curând m-am întors la Paris, unde s-a rulat și filmul, s-a discutat și despre carte și mai avem o invitație la Luxemburg în toamnă și am fost în multe alte capitale europene cu filmul uneori și cu Steregulea. Da, în soție de baba comunistă. Ne uităm din nou către plasmă să vedem o părere a cuiva, important, aș spune eu, și cred că veți fi de acord cu mine, referitor la o babă comunistă. Impresia mea despre Dan și ca om, așa, e un om sub aparența lui, așa, e un om cu un umor foarte, foarte fin și așa, bonom. Și e un om, cred că e și un om foarte atractiv. Vorbesc din punctul de vedere al spectatorului, pentru că e un om care se comportă normal, n-are niciun fel de aere, de vedetă sau așa,
asta place omului, atrage și poți să spui în felul ăsta foarte multe, printr-un asemenea om, printr-un asemenea personaj, poți să spui foarte multe lucruri, dacă el e simpatizat de spectator. Și mă bucur foarte tare că, eu sper că filmul să nu fie pentru Dan o dezamăgire. O dezamăgire. S-a întâmplat să fiți și protagonistul unei emisiuni care aici la TVR Iași a fost și este în continuare foarte prețuită, Televiziunea Mea. Ați fost împreună cu Violeta Gorgos, că spuneam, nu degeaba a fost ea cea care v-a întâmpinat astăzi. Ați realizat o filmare specială în județul Botoșani și ați reușit să surprindeți, dumneavoastră în calitate de reporter, aș spune mai mult, să surprindeți acea atmosferă de vară în care, timp în care se făcea tezicul, na, după acolo la Botoșani. Da. A fost, nu știu, tot impulsul sociologului să vadă ce spun oamenii, a fost impulsul omului locului să vadă cum se mai trăiește, deci, dacă mai e ca în copilărie. De fapt, ideea a pornit de la roman, de la Sfântul Babă Comunistă. Da. Acolo Mica, în copilărie, făcea tezic. Și am fost foarte curios, tezic, care și eu, când mergeam la bunici, îi ajutam la făcut tezic vara, rar. Când mergeam acolo pe malul Prutului, îi ajutam la făcut tezic și Mica îmi împrumută cumva și amintirile mele din copilărie. Și atunci, la un moment dat, mi-a zis, oare să mai faci tezic pe acolo, pe la Coțușca, pe la... Și am fost într-una din veri și am văzut cu surprindere, deci trecuseră 30 de ani de atunci, încă să mai făcea tezic. Și mi-a venit ideea asta și când am fost invitat de TVR Iași să propun un subiect pentru Televiziunea Mea, să fac eu ceva pe un subiect al meu, am zis că aș vrea să facem pe un subiect care se leagă deopotrivă de cartea mea, dar se leagă și de copilăria mea. Și a fost o călătorie foarte emoționantă, într-un fel. Chiar dacă poate nu s-a văzut din afară, pentru că sunt un om care se exteriorizează destul de greu și stăpânește destul de bine emoțiile. Pentru mine a fost foarte emoționant că a fost și o incursiune în copilărie pe locuri pe care le știam foarte bine. Am stat veri întregi la Coțușca, prin copaci, prin grădini, pe câmpuri pe acolo. Și făcut o statizicului care e deloc plăcut când ești copil, nu bași de seamă, dar acum ca adult, poate fi deloc foarte amuzant. Acum poate fi doar o măsură a situației în care ești, da, a spațiului și timpului în care trăiești și în care nu poți să faci altfel, e, nu? Absolut alucinant că poate coexista internetul, că la un moment dat un personaj de acolo spune că o tras internet pentru copil, de ce? Ca să își ia comentariile pentru la școală. Referatele, da, pentru la școală, da? Internetul și cu tezicu, adică nu le-ai fi pus niciodată unul lângă altul. Haideți să ne amintim despre un scurt fragment, o discuție a dumneavoastră, probabil cu o vecină, cu o doamnă din de acolo care pregătea tezicu. Prin 80, cam așa, 81-82, era satul plin, pe stânga și pe dreapta, plin cu tezic. Da, acum tineriat a plecat și au rămas numai bătrânii. Nu-ți mai face așa. Și bătrânii nu mai fac, bătrânii nu țin vacă, nu țin nimic, și numai tineriat a rămas. Am atare, văd că aici ai tezic. Da, l-am cumpărat. L-ați cumpărat? L-am cumpărat. Gata, făcut. Nu, domnule, l-am adus cu căruța din la un cetățean, pe urmă aici l-am... Adică bălegarul. Bălegarul. Și da, pe urmă l-am făcut în curte și pensie eu de pe urma soțului, că a mea era mai mică, și am 4 milioane. Și el a fost tractorist. A, de asta e tractorul sau în curte? Nu, păi, tractorul e la un fiu meu. El e plecat în Italia și l-a lăsat aici. Da. Asta. Copii, la muncă. Îți duci prin Italia, am trei băieți am, toți căsătoriți, asta e. Și când erau mici îi puneați la tezic sau nu? Nu, vale, cum? Da. Așa vezi, da, mă închin la dânsă, tezic cu tezic. Și ăsta ajunge pentru iarnă?
Nu, că mai am. Dar mai am, am lemne, am... Și mai rămâne de până în piață? Rămâne. Aici stai la mine, aici stai pentru anul viitor. Cine va mai trăi? Eu l-aș al de anul trecut, l-am băgat în cabană. L-ați adus aici? Da. Îl putem vedea? A, domnule, vedeți, că poate mor și nu mai am să mă mai vedeți. Aici ai băgat tot. Credem că... filmează, te prinde filmările astea, fișorul mi-a venit și eu mergem cu niște varză, știți, în mână, și m-a prins zic, cu aparatul de fotografiat, zic, băi, cu varză asta și cu... Da. Pe cât de amuzant, poate pe atât de trist, nu știu, oamenii poate s-au obișnuit sau li se pare că e un fel de a fi. Spuneați de 30 da. De ani știți dumneavoastră da, despre da. Acest obicei, nu? Probabil e mai dinainte. Cu doamna ne-am grăbit la filmări pentru că o apuca ora 5 și trebuia să intre pe Skype cu nepoții în Italia. Da, a fost foarte o altă temă, amuzantă. Cea plecatului în străinătate da. Pe care ați... Într-un roman ați după aceea. Exact, da, după exact. Aceea. Da. De ce v-a, nu știu, v-a chemat această temă? De ce v-a... Nu de la asta am plecat, la asta am ajuns. Tema de la care am plecat era, de fapt, un pariu de scriitor să scriu un roman prin ochii unui copil. Să încerc să reconstruiesc lumea și realitatea folosind privirea inocentă și spontană. Deci să materializați observațiile da. Dumneavoastră anterioare și da, asupra da, copiilor da, și asupra... Da. Lucruri pe care l-am mai experimentat în prozele mele scurte da. Și una dintre ele chiar a ieșit bine, care îmi place și acum, de vorbă cu Șopron. Și am zis, e momentul, cred, să încerc și un roman și am început romanul și plasând... în vine... construind trama, secvențele în roman, am ajuns la subiectul ăsta al părinților plecați în străinătate. Copilul rămas singur, mi s-a părut mai ofertant pentru mine ca scriitor, din perspectiva lui să văd lucrurile, și am ajuns și la românii plecați în străinătate și s-a întâmplat să pot completa foarte bine și partea italiană, partea străină, printr-o deplasare, Skype? Printr-o cercetare, printr-o am fost Skype în Italia. Am fost în Italia la fața așa. Locului, am stat vreo 10 zile la Roma, printr-un proiect al Institutului Cultural Român, împreună cu un fotograf elvețian. Și acolo am stat prin comunitatea românească, am dormit la un muncitor pe șantier acasă, am vorbit cu vecinii, am fost sub pod la Tiburtina să vorbesc cu oamenii străzii. Deci au fost 10 zile în care, efectiv... am discutat cu categorii sociale foarte diferite și în acest fel am vrând nevrând am făcut și documentarea pentru roman, deși proiectul se referea la altceva, dar am folosit din acea călătorie și lucruri pentru partea italiană a romanului, partea românească revenind în întregime copilului. Am călătorit foarte mult înainte de Filit, înainte de 2013, cu Lucian Dan Teodorbe și cu Florin Lăzărescu, am avut câțiva ani în care am călătorit foarte mult împreună, să nimerea să fim pe la târguri de carte, festivaluri, lecturi în străinătate, călătorim împreună și deseori spuneam, uite, așa ceva ar trebui să facem și uneleaș, așa ceva lipsește în România. Și spuneați undeva, iertați-mă, spuneați undeva cu Florin și cu Lucian, am oricând curajul să mă apuc de un proiect nebunesc. Da. Asta ați simțit? Un proiect literar. Da, clar, exact, cultural, sigur. Da, oricând. Dar da, nebunesc da. În sensul că dacă am fi povestit cuiva despre Filit ce vrem să facem, ne-aș fi spus, sunteți nebuni, așa ceva nu se poate face în România. Și după ce am făcut în România, într-adevăr, toată lumea literară la unison, lumea literară românească la unison a zis, așa ceva nu s-a mai făcut în România. Atunci când vorbim de un festival literar, etalonul în România noastră este Filitul. Și nu o spun eu, o spune toată lumea. Nu sunt neapărat mândru, dar îs bucuros că am reușit să facem asta și că am reușit să o facem la Iași. De și că ați reușit să vă țineți cuvântul și să faceți împreună în acest trio, nu? Da, da, da. Da. Păi fără ei nu puteam să, nu puteam Dan Teodorovici și Florin Lăzărescu. Îi ascultăm și pe ei? Da. Da? În sine o poveste. Chiar de la asta am pornit pentru că a fost o poveste pe care am dezvoltat-o la început trei oameni împreună cu Florin Lăzărescu, cu Dan Lungu.
am tot discutat despre ce am putea face la Iași în scopul creării unei sărbători, unei sărbători reale și nu a unei sărbători pur și simplu de titulatură. Am vrut să implicăm foarte mulți oameni, am vrut să implicăm Iașul, am vrut ca Iașul să simtă că se petrece ceva deosebit. Prima dată l-am auzit cu visul ăsta de a face un festival pe Lucian Dan Teodorovici, spunând prima că ar vrea să facă o chestie absolut grandioasă. Și discuțiile astea le-am avut între noi, dar nu e vorba numai de noi. Deja, cum să spun, cred că Filitul e instituție și nici nu mai contează atât de mult povestea asta din spate, pentru că au venit foarte mulți oameni entuziaști, fără de care nu s-ar fi putut. Se vorbește frumos la Iași, în România, despre Filit, dar când ați văzut că se vorbește frumos și în, dincolo de graniță? Asta a fost o mare izbândă noastră, pentru că efectiv să intri în circuitul cultural european nu e ușor deloc, nu e ușor deloc. Și faptul că nu a ieșit e bine pentru toată lumea literară românească, pentru toată viața literară românească. Pentru că în momentul ăsta încă se mai vorbește oriunde în Europa emerge despre, dacă e vorba de România, în plan literar e vorba de Filit. Filit însă n-a fost doar o întâlnire cu scriitori care făceau lecturi sau care luau parte la o dezbatere sau care răspundeau întrebărilor venite din public. A însemnat în sine un fenomen și poate un spectacol. 3 zile de spectacol de dimineață până seara. Și acel alergat de la un eveniment la altul, nu? De la Palatul Culturii la Teatrul Național, în licee și așa mai departe, Casa Filit, Casa Dosoftei și mai știu eu pe unde. Și această alergătură și acest pas în contracronometru a însemnat de fapt un spectacol al vieții, al energiei, al ritmului adevărat. Nu? Dintr-un oraș cultural. Da. Ceea ce e mai greu la un festival să faci, ceea ce e mai greu să obții, e atmosfera. Deci un festival fără atmosferă de festival... Iar Filitul și-a găsit-o din prima. Da, au fost... Dar asta nu o construiești la un mod rațional. Adică nu. Pui ingredientele, le amesteci și poate să iasă, poate să nu iasă. Aceleași ingrediente poți să nu se lege între ele. Dar s-a întâmplat că s-au legat și a ieșit acea atmosferă de mare festival, care e greu de făcut și nu poți să o construiești rațional, dar uneori instinctiv faci lucruri pe care le-ai văzut în altă parte, le aduni, aduci oameni compatibili de calitate și lucrurile se leagă în așa fel încât iese. Deci a fost o energie în tot orașul și asta a fost o atmosferă extraordinară la toate întâlnirile și la cele a Teatrului Național și la cele din pavilioanele din fața Palatului Culturii. A fost schimb de idei, a fost spectacol, a fost o implicare extraordinară a voluntarilor. 200 de voluntari care mișună prin oraș, 200 de voluntari inteligenți, citiți, care discută cu autorii, selectați, care întreabă, care au venit la concurs, pentru că nu, a fost foarte dură selecția pentru voluntari. Deci nu adolescenți care n-aveau ce face acasă, adolescenți care au luptat pentru locul ăsta și de la licee bune și cu cultură și fin și tot și, împreună. Și apropo de fin, a ieșit un eveniment fin, un Filit fin. Da, nu? Da. Nu e un eveniment cu o ștaif, cu un nivel intelectual și cu atmosfera de festival. Adică, efectiv, a vibrat orașul și atmosfera și asta e extrem, extrem de important. Și vibrația aceasta s-a simțit și din punct de vedere artistic, pentru că ați însoțit de fiecare dată foarte nimerit momentele literare și întâlnirile literare cu muzică de cea mai bună calitate și vreau să văd dacă recunoașteți un fragment dintr-un spectacol, Filit. Down, 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 down
chi xin yi o kam dai dou ji ho wa tang du shen da che kan de chou che zeng ke shi wang zang ge tun qing ge yu jin chou she de da zong wu wang ge chao wa sunt de prea puțin aici să ne omoare mina, mai bine ne-am pregătit și am fugit în China. Suntem prea puțin aici să ne omoare mina, mai bine ne-am pregătit și am fugit în China. Mici mulți am fi atunci să ne omoare mina și mina n-ar mai rata să ne strice China. Omulețului cu cartea i s-a alăturat omul cu chitara și a ieșit un spectacol, a fost unul dintre cele mai frumoase momente de la Filit, nu? Da, din da, da. Din toți anii, dar bineînțeles au fost și mulți alți artiști invitați. Ada Milea e și foarte specială, nu? Da, specială și foarte iubită de lumea literară, foarte aproape și are foarte multe inspirații din zona literară, adică textile ei sunt foarte inteligente, foarte fine, cu mult umor și atunci rezonează oamenii de cultură rezonează imediat cu Ada Milea, cu ironia ei. Vă amintiți acea primă seară de după primul Filit în care s-a liniștit orașul? Ce a spus Dan Lungu? Cum a fost momentul acela de liniște peste Iași și peste Filit? Seara am știut că a ieșit și că va fi bine în continuare. Și prima zi mi s-a părut cea mai importantă. Am zis, gata, am luat lau. Trebuie să iei lau bine, da. Și era luat lau și asta mi-a dat încredere că ce va fi, va fi bine. Și am aici un dar pentru dumneavoastră din arhiva noastră, pentru că avem și noi un jurnal al amintirilor speciale păstrat în arhiva TVR Iași. Cele mai frumoase, aș spune, momente în care ați fost invitatul nostru, în care ați fost personaj de emisiune. Și cred că pentru arhiva mulțumesc dumneavoastră personală ar însemna, wow, ar însemna mult, mai ales că vi-l dăm cu mare drag. Vă mulțumim că ați venit. Mulțumesc și frumos. Să fiți aproape ca și până acum de lumea literară, extrem, de lumea culturală în general, extrem, extrem de important pentru scriitor să știe că, și nu numai pentru scriitor, pentru orice creator, până la urmă, de cultură, să știe că există un loc unde pot merge oricând, unde se vorbește despre ei și că mass media nu e formată numai din cancan și din mizerie. Și că există o zonă în care se discută și lucruri importante și frumoase. Pentru noi extrem de important să existe acest punct luminos în tot ceea ce ne înconjoară. Vă mulțumesc tare mult încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, prieteni. Ne vedem și data viitoare la TVR Iași 25 cu alte întrebări, alte răspunsuri, alți prieteni și, bineînțeles, alte gânduri pentru cei 25 de ani pe care îi sărbătorim. La revedere!